Bănuța nu cât îi vin, cântă și pentru pustii. Numai când îi mort nu cântă, dar și atunci stă și ascultă, dar și atunci stă și ascultă. Dă omul șetașe, cu-a lui inimă șefașe. Eu n-aș avea noaptea somn dacă n-aș cânta la om, dacă n-aș cânta la om. Aș da florile din luncă o viață lungă, ca să pot cânta cu drag, în ce dulce ca-n banat, în ce dulce ca-n banat. Cât trăiesc eu o să cânt, ca să-mi treacă de urât. Cât mai cânt atâta las, să mai treacă de năcas și pe lume cât ce-am tras. Cât mai cânt atâta las, să mai treacă de năcas și pe lume cât ce-am tras. Maestre Tiberiu Ceea, sigur că atunci când am o astfel de emisiune, a trebuit să îmi rog colegii de la Electrecord să scotocească acolo în toate ungherele cele mai mari case de discuri din România. 90 de ani are și Electrecordul anul acesta și am văzut foarte multe discuri pe care le aveți. De asemenea, am văzut duete, discuri cu duete și aș vrea să vorbim puțin despre ele, despre colaborările cu Mariana Drăghicescu, despre colaborările cu Ion Dolănescu, o colaborare care a adus un album, cum era atunci, erau acele plăci de vinil, dacă nu greșesc, Doi voinici din lumea mare. Mi se spunea că a fost un record, a fost un record de vânzare. 182. Aveam 42 de ani. Amintiți-vă momentele în care, cum a apărut această colaborare cu Ion Dolănescu. Ion Dolănescu, de asemenea, un mare nume, un mare artist al României. Păi știi că de obicei se spune că e un banc și se spune că ne-am întâlnit la ultimul cutremur. Chiar așa ar fi fost. Serios? Ne-am întâlnit la cutremurul din 77. Eram într-un restaurant, culmea, cu Ionela Prodan, cu Ioana Radu și cu toți directorii delegați, da, de șefi la reprezentanți la industria cărnii pe, că deja eram județe atunci, și la restaurantul Doroban. Și acolo ne-am trezit împreună cu Ionela Prodan, cu Dolănescu, cu mine. Da. Ăștia au fost chemați la vreme. Și noi, eu cu Dolănescu, mă înțelegeam așa ca doi prieteni, ca și cunoștințe vechi, și întotdeauna mergeam pe să stea la baza colaborării noastre o lucrare, ceva, o colaborare, ceva o reușită din care să reiese de fiecare dată
să reiese câștigul, nu neapărat în bani. Trebuia să fie câștig la calitatea spectacolului ce se derula, ce se derula în țări. Câștigul pentru oameni, pentru cei care vă urmăreau. Foarte frumos. Da, Doi Voinici din Lumea Mare, cum spuneam, record de vânzări. Discu. Record de vânzări, înțeleg că atunci când a fost lansat, stătea lumea la rând în magazinele care comercializau astfel de discuri. Stai într-un magazin cu muzicale, poți să și să reînvii atmosfera de atunci. Cunosc o doamnă care acum, după 40 de ani, se întoarce din Germania. Ea era nemțoaică din Banat. Și ea era vânzătoare la până a pleca în Germania. La Reși. Într-o librărie și cu articole muzicale, unde se vindeau discuri cu toți cântăreții contemporani care apăreau în zilele alea, când ea era la magazinul de muzicale. Și spune că de fiecare dată când veneau cântăreți bănățeni, acolo era o coz interminabil. Cum se poate explica? Avea o dulceață muzica din Banat și are. Muzica folclor autentic are în continuare o dulceață specială. Dirijor George Vancu la radio, George Vancu la electricor, după mai a apărut Parasim Oprea, a apărut Budișteanu, am avut numai dirijor bun la Filarmonica de la Brașov. Ce să spun, am murit foarte tânăr, dar am avut noroc să cânt piețe frumoase și țin minte că chiar a apărut acum așa de negura uitării un cântec pe care abia acum a reușit să-l prezint la Radio București. Are. Scoatem într-o calopă. Până în grai bănăța. A fost înregistrat pe vremuri sau? Pe vremuri a fost înregistrat. Acum nu de mult, a fost difuzat la Antena Satelor. Mă cheamă la Ienar de-alul, că nu stoine mai duioase și nici fete mai frumoase. Hai, hai, inimă, hai! Mulți bogați ca apusenii, oameni buni ca ardelenii. Hai, hai, inimă, hai! Drumul gării din Betleam m-a lăsat fără suman. Drumul gării m-a pus bine, de n-am cămașe pe mine. Hai, hai, inimă, hai! Drumul gării din Betleam și-o facă de ardelean. Hai, hai, inimă! Mândruță cu mândrume, duce-mă cu tine în lume. Mă
de că ne-o pune nume, ție greu, mie dăciune, hai, hai, inimă, hai. Ție greu de primăvară, mie pleavă de secară, hai, hai, inimă, hai. Știți, stau și mă întreb de foarte multe ori, pentru că am în față un mare artist și un om extraordinar. De ce, Dumnezeule, lumea în care trăim astăzi nu reeditează albume care altădată erau și care și astăzi, credeți-mă, dragi telespectatori, dacă căutați pe YouTube și pe alte forme de unde găsiți muzică, o să vedeți că și astăzi sunt deosebite, cu orchestre fantastice. De ce nu se reeditează acele albume? Trăim o stare în care lumea poate că se străduiește să supraviețuiască și nu mai au vreme să se ocupe de ce cântece apare. Sunteți siguri de asta? De aceea poftiți? Sunteți siguri de asta? Eu cred că oamenii au nevoie poate mai mult ca niciodată. O pot să devină mai critici. A primi un cântec. Da, numai că ce să vezi, în ultima perioadă greu vezi talente remarcabile care să se ridice și totuși noi ne uităm către cei care s-au format înainte de 1989 și care sunt în continuare stâlpii folclorului românesc. Ăștia am băgat de seamă că apar castelele și dispar castelele. Exact. Da. Unii chiar dispar supărător de repede. Dar nu mai auzi nimic de ei. Apropo de asta, și cu ocazia asta dau și un răspuns câtorva telespectatori care mi-au scris pe WhatsApp, pentru că pe genericul emisiunii știți că există acel număr de telefon prin care putem comunica. Mi-au spus și m-au întrebat de ce vin artiști care s-au format înainte de 1989. Cu ocazia asta le răspund: testul timpului. Testul timpului. Cum ar fi dacă am duce la celebri un artist care s-a format în ultimii ani și care peste câțiva ani nu va mai auzi nimeni de el? Noi ne-am ridiculiza ceea ce facem. Așadar, dragi telespectatori, testul timpului, el, timpul, săracul, rezolvă absolut tot. Ion Dolănescu, ați avut turnee cu maestru Dolănescu? La un moment dat, și mă uitam în presa vremii, erați, poate, erau două duete de anvergură. Era Tiberiu Ceia, Ion Dolănescu, Benone Sinulescu, Irina Loghe. Erau patru nume care țineau săli și stadioane pline. Da. Irina Loghin era unica în felul ei. Păcat că destinul lui și al Mariei Ciobanu a apucat să plece din fața publicului mai degrabă decât era nevoie. Și împăcarea lor din final a prins bine și au apărut la Electric Record discurile lor care se păstrau pentru a apărea din nou cuplu reușit al Mariei Ciobanu cu Ion Dolănescu. Mă uit către această melodie deosebită, Doină, dor și omenie. De unde ați cules textul?
Și aici mă raportez oarecum și la dascălul de limba și literatura română, Tiberiu Ceea. Sunt cuvinte pe care nu le găsești în toate limbile pământului. Am citit multă poezie populară și am găsit într-o carte de folclor ardelenesc, bănățan, că erau combinate în cartea aia, dar mi se pare că cel care a scris versurile locuia undeva în spațiul occidental. Adică a plecat din țara românească pentru că aici nu era bine primit de foruri, de autorități. De... Cum era înainte de 89, da. Cum era înainte, foarte ușor erau băgați sau erau exterminați. Na. Și cântecul l-a cântat găsit de mine părât lui Dolănescu, l-a făcut cu Irina Login. Nu a prins cântecul. Cântecul nu se poate să nu prindă din prima. Dar parcă nu avea așa priză la public. Acel vino încoa, cum... Da, și atunci am început să-l cânt eu pe scenă cu Dolănescu. Și după ce l-am cântat noi mulți ani în spectacole, încheiam spectacolele. L-am prezentat eu singur la Electrecord și am avut mare succes cu el. Doină dor și omenie, la 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 la. Trei cuvinte din vecie, la 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 la. Doină dor și omenie, la 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 la. Trei cuvinte din vecie, la 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 la. Trei cuvinte românești, la 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 la. Doina nu e numai cântec, la 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 la. Doina este un descântec, la 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 la. Doina nu e numai cântec, la 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 la. Doina este un descântec, la 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 la. Ca-și-a știe ea de bine, la 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 la. Dorurile să le aline, la 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 la. Simțire, la 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 la. Ce e la român în fire, la 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 la. Dorul este o simțire, la 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 la. Ce e la român în fire, la 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 la. Ori și unde s-o afla, la 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 la. Plânge după țara sa, la 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 la. A fi om de omenie, la 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 la. Este omul cu frăție, la 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 la. Legătură de iubire, la 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 la. Între noi și omenire, la 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 la. Cum e vița verde-n vie, la 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 la. Doină dor și omenie, la 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 la.
Da, foarte mare succes. De asemenea, frumoasă-i vecina noastră. Păi asta este o melodie de căpătâi. Asta e un cântec pe care îl cunosc de la părinții mei. Cântecul se cânta cu un refren, am moartea nu vine. Și așa era popular pe vremea aia. Să mă ia de lângă tine, să mă ducă în rai, că acolo e de trai. Și mie nu mi-a plăcut cu moartea. Trebuie să trec prin alt teren. L-am cântat pe scenă prin anii 70, când am început colaborarea cu Filarmonica din Arad. Unde îl aveam pe Pașca. Petrică Pașca. Proaspăt venit din armată și aveam obiceiul să-l chem lângă mine în timp ce intram pe scenă și cânta aproape de mine. Iar orchestra era extra. Cunoști înregistrate cu orchestra? Da, da, da. Da. Spectacole date la Palatul Cultural din Arad. Țin minte că am apărut odată într-un spectacol în care era prezent și Gheorghe Zanfir și era în cabine și în timp ce cântam eu pe scenă, m-am trezit cu el cântând lângă mine în timpul spectacolului Cântecele Mele cu Zanfir la noi. Foarte frumos! Cântat cu Zanfir la pe scenă. Adică l-ați provocat atât de mult prin, da, muzicalitate, încât n-a putut să mai rămână la cabină, a ieșit și v-a acompaniat. Iubeam cântecele bunețe. Și odată cântând Mărie Poale Ciurate, o avea un... Le avea pe toate ca să cânte Banat. Da. Am plăcerea ca în fiecare dimineață eu ascult Radio Timișoara și acolo la un fel de publicitate apare glasul lui Zanfir, care a făcut câteva înregistrări cu Aurelia Roșu, care e fiina lui, de muzică bănățană. Și în timpul returnelelor, el pe o piesă, pe o strigătură, cântă și strigă Banatul Fruncea. Ăștia de la Radio Timișoara folosesc momentul și îl dau pe Zanfir spunând chestia asta. Foarte frumos, da, inspirată. Care mie îmi place, da. Inspirată decizie. De care dintre locurile din copilărie îi este cel mai dor maestrului Tiberiu Cea? Toate vacanțele mele din Bihor au fost rai pe pământ. Mi s-au părut bihorenii cei mai deosebiți oameni. Și sunt oameni deosebiți. Recunosc că și eu mi-am petrecut copilăria la Tinca. O parte și o parte la Brad, în Hunedoara. Eu țin minte că în timpul războiului, al doilea mondial, tata era, se ducea în concentrări. Și a fost concentrat la Tinca. Și acolo a luat-o și pe mama și pe mine și ne-a dus la Tinca. Eram aproape de Beiuș, adică de satul lui mama, și ne deplasam. Așa era. Dar erau bihorenii, îi simțeam că sunt ai tăi. Erau uniți. Erau uniți. Asta e mare lucru. Maramureșenii mai sunt iarăși uniți.
în afara țării în principal, dar și, și, și în țară. Îi găsesc apropiați de bihoreni, dar tot bihorenii, cât ai mei. Este ceva în viață ce v-ar fi plăcut să faceți și nu ați reușit? Am editat un singur cântec. Lui am zis bănățan, eu mi-i spui de bihoren. Este un mare succes de public, mai ales în Bihor. Lumea-mi zice bănățan, la 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 la, eu mi spui de bihorean, la 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 la, mi-s dragi mie bihorenii, la 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 la, că mă trag din zăvoienii, la 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 la, de pe malul Crișului măi, la 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 la, din țara Beiușului măi, la 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 la. Și mai am un mare succes de public. Oriunde mă duce valul, mă cheamă la el Ardeal. Da. Drumul Ungării din Beclean m-a lăsat fără suman. Adică ca și cum te dezbrăcau pe aia de la Beclean. Că acolo era o stradă a gării, unde ieșeau fetele la, la un fel de plimbare. Și toată lumea acum îl cântă în Ardeal, preluat de la mine și de la Dolănesc. A apărut în discul nostru, în cel intitulat, Doi voieniri din lumea mare. În 1982. Da. Am vorbit de Ioana Radu, am vorbit de maestru Dolănescu. Ați avut o colaborare cu Mariana Drăghicescu, o colaborare deosebită. Mare artist și Mariana Drăghicescu. Ea pe scenă a fost pur și simplu de mare artă. Știu că am fost noi într-un turneu pe litoral, chiar în timpul mișcărilor de stradă de la București, cu minerii. Noi eram la pe litoral. Și știu că eu eram prieten cu Ioana Bulcă și am dus-o în colaborare cu trupa, cu noi, cu Hațegana, că așa se chema orchestra, unde eu cu Drăghicescu eram capete de afiș. Iar Ioana Bulcă, pe care acum am pierdut-o, cred că fiul ei s-a asigurat și a internat-o într-un spital special. Ea acum e mai în vârstă și nu mai face față să locuiască singură în Marele București. Bănatul meu ales, tot de când ce ți-am cules, la frâșelea am sărutat, cu dragostea le-am udat. Cernea la ochilor și penița genilor. Între florile dăcei, afli bagioc ochii mei, e băgită și-i sărută până
noi lume prea multă. Pe lumea de ne ghișește, ne judecă și vorbește, dar așa știm numai noi și florile din zăboi. Dar așa știm numai noi și florile din zăboi. Ce-am apreciat întotdeauna? Faptul că, și să nu-mi spuneți că n-au fost ocazii ca Tiberiu Cea să rămână în București, pentru că n-am să vă cred. Și primi casă, dar nu mi-a plăcut la București, dar nici acum nu-mi place. Asta vreau să spun. Ați preferat să parcurgeți aceste drumuri lungi de fiecare dată către București? Pornat la tren. Veneam cu vagonul de dormit și plecam acasă cu vagonul de dormit. Era altfel dacă Tiberiu Cea rămânea în București? Era ceva diferit? Putea fi ceva diferit în cariera artistică? Nu cred. Că eu cred că mai mult decât atâta cât am dat bucureștenilor pe scenă, țin minte că a dat un mare spectacol și Benone Sinulescu și m-a invitat la București la Sala Palatului. Ei, cum a fost primit, mie mi s-a părut că este aproape de mare succes când am apărut pe scenă, mai ales cântând frumoasă Retina Noastră și Pavel e Pavel. Eu mi-s Pavel din Banat. Și tot așa mă bate gândul, o altă melodie... Tu la fel. Foarte. L-am făcut pe disc. O melodie foarte, foarte căutată și aplaudată de oameni, de cei care vă ascultă. Am început această întâlnire și ușor, ușor o să ne apropiem de finalul ei. Am început această întâlnire, maestre Tiberiu Cea, spunând că o viață pe scenă, nu vreau să spun numărul anilor, pentru că nu are sens. Atunci când la 4-5 ani ai urcat pe scenă și ai uimit atâta lume cu talentul, v-am văzut în urmă cu ceva vreme, puțină vreme, susținând un recital, dacă nu mă înșel, la Buzău. Da, absolut. Benone Sinulescu. Exact. Absolut miraculos, aceeași voce, același timbru frumos și seducător. După o viață pe scenă, uitându-vă la generațiile tinere, ce sfat le-ar da Tiberiu Cea ca să parcurgă firesc treptele ascensiunii muzicale și poate să vă ajungă, cine știe. Am descoperit o grămadă de cântăreți care îmi plac. Și le-am făcut cadou cântecele mele cele mai de succes. Și urmăresc acum pe la Tezaur Folcloric, cântând cântece de Tezaur Folcloric, de niște debutanți, de fapt. Și dacă sunt serioși, vor face treburi și lucruri frumoase. Iată, încă o calitate fantastică a dumneavoastră. Le-ați dăruit câte o piesă. Alți artiști și-ar fi valorificat într-o variantă sau alta repertoriu. E un lucru de admirat. E un lucru de admirat. Ce-ar mai fi de spus? Ce-ați simți dumneavoastră că ar mai fi de spus la o astfel de întâlnire, să-i spunem de suflet? Oamenii văd atât pe televiziunile
din vestul României, această întâlnire, cât și pe plan național. Ce simte maestru Tiberiu Cea că vrea să le spună celor care, cel puțin o dată în viață, și nu cu Stella Popescu, așa cum ați cântat dumneavoastră la un moment dat la televiziunea română, un duet reușit și o iubesc în continuare și pe Stella, pentru că am cunoscut-o și este un spirit extraordinar. Și cei care v-au aplaudat ori de câte ori v-au auzit, ce le-ați transmite? Să facă cum am făcut eu. Eu știam că ea iubește muzica bănățană și am chemat-o într-o emisiune realizată de televiziunea română, în care ea cânta un duet cu mine. Place în lume să le faci, jinere să nu te bat. Care e un cântec destul de popular. Da, foarte, foarte reușit și acel moment. Ultima întrebare e cea mai grea. Adică nu, mai am două întrebări. Dar sunt dificile aceste două întrebări. Dacă maestru Tiberiu Cea s-ar întâlni cu Dumnezeu, ce i-ar spune lui Dumnezeu? În primul rând că există o perioadă în care mă rog tot timpul la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor mele. Pentru că eu consider că toți avem păcate. Și câteodată ne umplem de ele. Dar nu aș putea să fac rău cuiva. În rest, mă rog, și am avut eu un vis, și nu știu dacă a fost Iisus aproape de mine, când ce discuții am avut sau cu ce am rămas, că Dumnezeu iartă pe toată lumea. Așa. Deci am fost asigurat. Cred că și noi, pământenii care v-am aplaudat și ne-ați încântat de atâtea ori cu muzica dumneavoastră, putem să vă confirmăm acest lucru. Cum să nu fiți primit sau să nu aveți o relație specială cu Dumnezeu atâta timp cât milioane de suflete de români au trepidat, s-au bucurat, au plâns, au râs la melodiile pe care le-ați interpretat cu atâta patimă și cu atâta suflet. De multe ori mă întreb de unde mai are maestru Tiberiu Cea atâta energie și atâta suflet, că la fiecare eveniment a împărțit din sufletul său. Fiecărui scaun, fiecărui om. Că de la Dumnezeu. Poate că exagerez. Mie nu-mi place să exagerez, dar și atunci mă rog să mă ierte Dumnezeu că am greșit în fața lui. Nu mă bate, Doamne, de una, la 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 la, că și eu sobind de una, la 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 la. Nu mă bate, Doamne, tare, la 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 la, că și eu chiar dumii tale, la 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 la. Uite, zorile se varsă, inima mea e arsă, de la crișmă vin acasă, la mânuța mea frumoasă. De la crișmă vin acasă,
la mândruța mea frumoasă. Dacă ar ști mândruța mea, măi, ușa nu mi-ar descuia, măi. Dacă ar ști mândruța mea, măi, ușa nu mi-ar descuia, măi. Dacă ar ști de unde vin, măi, mi-ar face numai venin, măi. Și ultima întrebare. Cum arată România lui Tiberiu Ceea? Este țara în care mi-am dorit să trăiesc. Pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu încă înainte de a veni pe pământ. Da, foarte frumos ați răspuns. Foarte frumos și foarte profund răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc din suflet că Dumnezeu a îngăduit să ne vedem în această zi, să realizăm această întâlnire specială. Oameni buni, ascultați muzică bună, muzica folclorul românesc autentic. Ascultați-l, oameni buni, pe Tiberiu Ceea. Vedeți cu ce orchestre a cântat pe marile scene. Redescoperiți această muzică specială și frumoasă. Cum spuneam, nu pot să vă citesc toate titlurile melodiilor, șlagărilor. Cuvântul șlagăr nu e potrivit, așa? În folclor nu e potrivit, maestre. Nu, dar noi îl folosim. Am umblat din sat în sat, am iubit și am cântat. Și-am văzut mândruță bine, au mândru-o draga mea, că nici una nu-i ca cine mândrulița mea. Am iubit de când mă știu, o fată de lângă jiu. O fată de păstă munce, au mândru-o draga mea, unge scânce și le mulce, mândrulița mea. Mai sunt momente când vă luați discurile de la Electrecord și le puneți și le ascultați? Da. Și ce simți? Cu Busuioc de prin Banat. Ce simțiți în acele momente? Eu la Electrecord și la Marele Dialog la distanță, când este vorba de sorocul Ambanat. Mulțumesc foarte mult pentru prezență aici la Celebri. Un român celebru, un român care a colindat planeta în lung și în lat, un român care a încântat de atâtea ori sufletele celor care l-au ascultat, maestru Tiberiu Ceea. Multă sănătate și să vă auzim cântând, să vă auzim glasul, să vă văd la fel de optimist și cu zâmbetul pe buze, pentru că... Îți doresc și ție succes, sănătate și noroc în toate. Mulțumesc din suflet, o ediție de colecție a emisiunii noastre Celebri cu maestrul Tiberiu Ceea. Șașa! Hai, am văzut cum trece vremea, hei, hai, fecilim zic nenea. Hei, hai, am văzut cum trece vremea, hei, hai, fecilim zic nenea. Lasă-mi zică că nu-i rău, la 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 la, că-i la rând fișorul meu, la 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 la. Cât am fost tânăr, am fost, ei, hai, n-am umblat fără rost. Ei, hai, cât am fost tânăr, am fost, ei, hai, n-am umblat fără rost.
am umblat tot cu folos, la 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 la, și-am iubit și-o fost frumos, la 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 la. Am iubit cânceșele, hei, hai, când cu florile, hei, hai, am iubit cânceșele, hei, hai, când cu florile, am dus-o bine și greu, la 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 la, și-am iubit și-o fost a meu, la 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 la. Învăț pe copilul meu, hei, hai, să fugă de rău. Hei, hai, învăț pe copilul meu, hei, hai, să fugă de rău. Fie om de omenie, la 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 la, și cu grijă la mânie, la 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 la, să trăiască ca și mine, la 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 la, să nu facă rău la nimeni, la 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 la. Frumoasă veșina noastră, scoace capul pe fireastră, să-i văd chi frumos, drag și luminos. Au inima mea și frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Au inima mea. Că eu tot am să iubesc. Aseară trecui călare pe la poarta ta cea mare, ce zări la lumânare, năcăjită tare. Aseară trecui călare pe la poarta ta cea mare, zări la lumânare, năcăjită tare. Au inima mea și frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Dacă și că de la mine vine năcazul la cine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Dacă și că nu-i așa, aștept tot la ușa ta, că vreau să trăiesc cu cine iubesc. Au inima mea și frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Au inima mea și ți-o făcut dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc.